Asta mănânc? Omleta dumneavoastră. Da. La un 14. Aduceți ouăle, fie găini. Știi barbă ăla? Cine-i acolo? Noi, găinile. Avem ouăle. Păi, da. Cum faceți? Trebuie să le spargă undeva. Păi, atunci, să le sparg aici. Vrei să vă ajut sau nu? Da, uite, nu. În primul capătul. Așa se sparge mai greu, le-aș sparge. E bună. Puteți să mai luați unul, vă învăț ceva. Cap în cap. Ca la paș? Ca la paș, așa. Asta în roșie. Nu, pe jumătate, domnul Vadim. Nu, stai puțin. Păi cum știu eu, lasă-mă, domnul. Bine, vă las cu dumneavoastră. Tu notează tot ce vezi la mine. Băi, mănânci aici, mori acasă. Îți dai seama. Dar pentru prima oară. Ei, eu am gătit. Vă ajut eu, țin. Când eram student. I-a încercat aici. Când eram, mai bine mă pune să scriu o carte, să fac o emisiune de televiziune, nu să... Noi știm că scrieți foarte frumos, dar de data asta trebuie să gătiți. Da, unde-i furculița? Băi, ceasă, nu mișcă nimeni! Hai, domnul Vadim, cât ați mâncat ultima oară omletă? Acum 2-3 zile. Făcută de dumneavoastră? Nu, de mama, de soția mea. N-am eu timp, deci. Și credeți că o să vă iasă mai bună decât a soției omleta? Da. Da? Da. De ce? Pentru că eu o fac cu suflet. Și eu pun mai multă brânză și puțină sare și piper. Păi și de ce credeți că... Și uneori și bulion. Și bulion în omletă? Da. De ce? Pentru că îmi plac roșiile. Și dau o culoare mai naturală, nu tuberculoasă. Păi și de ce nu puneți roșii proaspete? Și puneți bulion. Unde-i bulionul? Avem roșii proaspete. Hai puțin. Sare, piper? Piper, da? Sare acolo. Cred că... Uite, iau așa. Veți vedea? Nu atingeți telecomanda. Veți vedea ce n-ați văzut? Sare aici, nu? Da, sare. Aveți grijă câtă puneți. Mâncați mai sărat? Mai sărat, da. Uite și puțin. Aici ce e? Bulion? Bulion, da, roșii. Roșii proaspete. O idee ca să dea culoare fata mea. Nu le gătiți nici fetelor? Fetele vă gătesc? De ce ai fete, măi? Vezi, e un numitor comun al taților de fete. Și Băsescu are două fete. Și regele Mihai are 5 fete. Bill Clinton, în afară de Monica Lewinsky, are și el o fată. Se aseamănă tații de băieți, bărbați inteligenți, fac fetițe. Scriu eu într-o carte de-a mea. Tu și ați puțin bilionul. Da, puțin bulion. De ce? Așa îmi place mie, de culoare mai bună și gustul mai bun. Roșii, da, dar niciodată am pus bulion, să știți. Dom'le, așa sunt obișnuit de mine. O să încerc și eu acasă. Și uneori și șuncă prăjită, da, acum? Șuncă? Hai, unde e? Aveți tigaia aici, treceți dumneavoastră, nu știu meu. Așa, am să pună... Dacă în următoarele 5 secunde va sări în aer această bucătărie, e de la mine, e de la mine. Păi, dar pune puțin ulei, unde e ulei? Dar știți că puteți să scrieți și o carte de bucate, începând de astăzi. V-am dat o idee, să știți. Și un românesc sarea în bucate, știi? Da. Deci haide să lăsăm pe el să filmeze. Așa. O să-mi trebuiască și un capac. Capac? Păi da. Ia capacul de capac. Ajută-vă. Dacă îmi place omleta asta, domnul Vadim, cum vă iese? O vom mânca toți. După 2 ore, o vom lua scurt. Doamne ferește-ne. Opa, se umplă deja. Să găsim secretul prin care se poate umpla orice. Da, nu vreți să-i dăm și o denumire acestei omlete? Omleta la Vadim. A la Vadim. Da. Pentru cei de acasă, ei pot intra pe pagina noastră de Facebook, să știți, da, și să voteze omleta asta la Vadim. Hai mă, că sunt mortal. Bă, dacă dau greșit politică, îți spun, mă fac maestru bucătar. Dar a spus brânză, domnul Vadim? Am uitat de brânză. Păi, vedeți? Vedeți că ați uitat de brânză? Păi se pune și după? Păi dacă tu nu mi-ai zis, mă, fata mea, păi dacă m-ai ținut de vorbă... Auzi, domnul Vadim, da. Auzi, brânzica, puteți să puneți și separat în salată, facem o salată de roșii, cu brânzică... Și dacă tot în stomac va ajunge... Vă rog să filmați combinația asta, domnul Vadim, lăsați să vă filmeze, vă rog. Și o să zic că tot acolo merge. Dom'le, eu sunt vechi brânzar, ca orice copil de țăran român, eu iubesc brânza, mănânc brânză cu roșii, cum mâncam la strandă, în copilărie. Nu vreți să luați paleta asta? A? Ia, încercați paleta. Mereu tu vii cu ideile bune la sfârșit. Eu zic că trebuie să faceți o cerere, dau bonuri de ordine. Ia uite, fii atent, când a început să prindă coaje, înseamnă
că e aproape de final. Dar, domnul Vadim, și când se carbonizează, atunci e cea mai bună, că ține loc de carbocif. Domnul Vadim, vă face mai uscată sau mai cremoasă totuși papara asta? Cum e? Între, da. Eu zic că acum putem opri... Gata? Da. Mă ocup eu de foc, mă ocup eu. Da. Mă ocup eu. De... Unde o punem? O răsturnăm undeva? Vreți o farfurie? Vă dau o farfurie, da. Da-te o farfurie. Atențiune, un moment istoric în existența neamului românesc. Prima și ultima omletă pe care o fac eu în direct. Băi, tu mă crezi că eu nu iau masa la masă? Eu stau în dormitorul meu, am o măsuță pe care mai și scriu, mănânc rapid 7-8 minute, trec alături în birou de lucru. Eu n-am timp să cobor la masă. Dar știți că nu e bine așa, nu? Nu spun de câte ori mă întrerup telefoane și e foarte neplăcut. Nu mă ține de vorbă în ideea de a ciordi această capodoperă gastronomică. Doamne, vezi, are și o tică. Auziți? Miroase foarte bine, ce-i drept. A sărat-o, a timpărat-o. Am și sărat-o. Papară, da, e